vechi, budoane, care semăna foarte bine cu casa. Aveau aceeași formă și același lemn, de parcă radio era pur casă. Mirosea amuțegai și azamă vanila. Și pe atunci încă mai mergea chiar dacă hârea din când în când. Asta înainte să încerce să repare tata. Ați văzut radioul ăla vechi? Aș încerca să-l repar. Unele lucruri nu mai pot fi reparate. Mama nu se referă la relație cu tata. Au o relație exemplară pentru că citesc multe cărți de psihologia cuplului și de parentaj. Altele sunt lucrurile care crede mama că nu mai pot fi reparate. Aproape orice lucru poate fi reparat într-un fel sau altul. Unchiul Victor e doctor. De-aia crede că lucrurile pot fi reparate. Un doctor optimist, ceea ce spune mama că se întâmplă destul de rar. E destul de rar ca un doctor bătrân să fie atât de optimist? Mama spune că unchiul Victor s-a făcut doctor ca să o țină veșnic în viață pe maică, adică pe străbunica. Și tot de aia mama s-a făcut asistentă. Doi copii care să o îngrijească la nesfârșit. Atâta doar că mama a considerat mereu că bătrânii din Veneția și casele incrasioase de acolo merită o șansă mai mare la veșnicie. Și, ghinion, bunii a rămas doar cu unchiul Victor. Ei, ce crezi despre teoria mea? Interesantă! Mama e o femeie foarte deșteaptă și plină de insight-uri, care are tot timpul dreptat. Numai că unchiul Victor e ginecolog, deci nu văd cum ar putea să o țină veșnic în viață pe bunii. Un detaliu irelevant după mine, pentru că nici dacă ar fi fost cardiolog n-ar fi putut să facă asta. Pentru că nimeni nu poate să facă asta. Pentru că străbunica e nemuritoare prin propria ei putere. Prin sine însăși, cum spunea marele nostru Nicolae Bălcescu. Când veneam aici în vizită, stăteam tot timpul lipit de radioul ăsta. Uneori mai dădeam înregistrări vechi cu teatru radiofonii sau cu povești de pe vremea copilărielor mei. Astea erau preferatele mele, poveștile vechi. Nici muzica nu mă deranja, dar cel mai mult și mai mult îmi plăcea să-mi vârf butoanele și să schimb frecvențele în timp ce oamenii vorbeau. Știri, reportaje, interviuri, emisiuni religioase, nu conta. Cu cât erau mai diferite, cu atât mă distra mai tare. Eram fascinat de cât de paralele sunt canalele acestea pe care emit și trăiesc oamenii. Iar când lucrurile se potriveau, când două canale păreau să se intersecteze, iar vocile străine păreau să comunice pentru câteva momente, era ca și cum aș fi reușit să creez. Bang! Micul meu univers, improbabil de frumos și de inteligibil. Ieșea ceva de gen. Aș încerca să-l repar. Chiar dacă e bătrân și ginecolog. De ce să-l repar? Să asculte la el toate porcăriile alea de emisiuni care oricum o fac să nu mai înțeleagă nimic. Prin tine însă. Și să ne facă să ne fi dorit mai bine, să fi fost niște... Avorturi reușite? Sigur, la avort am rată de succes 100%, iar la naștere... Mai puțin, Toma, ar trebui să mănânce mai puțin. Pâine, eu vreau doar să mănânc liniștit o pâine proaspătă. Iar dacă ăștia îmi dau și cu 10 lei mai mult la pensie, atunci pentru asta... O să mă duc în locul în care fiecare merge și singur. Dar vorbeam despre Toma, e important! Mănâncă doar pâine! Pentru asta o să mă duc după cum îmi spune mintea mea, cât mai e întreagă, singură! În locul în care fiecare merge singur, lasă-mă te rog un singur minut aici singur! În cabina de vot! 1, 2, 3, și... Așa a început totul, cu butoanele astea, pasiunea mea pentru rar. Mă cheamă Toma, am 12 ani și vreau să-mi fac un podcast. O să se cheme Necredinciosul. Numai că mama nu mă lasă. Spune că încă sunt prea mic și că nu am suficient niște mământ. Că aș putea spune lucruri pe care o să le regret mai târziu. La fel cum o să regret faptul că mănânc prea multă pâine și prea puțin altceva. Mănâncă doar pâine? Oare ar putea cineva să trăiască numai cu pâine? Și pentru cât timp? Nu știu, sunt ginecolog, dar și mama mănâncă numai pâine și vinde excelent la 100. La 99! Așa că deocamdată văd o cum
documentez. Înregistrez tot felul de chestii pe care să le pot folosi mai încolo. Eu să considere mama ca suficient discernământ. Înregistrez sunete, idei, conversații, orice. Am gusturi foarte diversificate la sunet. Idee pentru mai târziu. Am auzit undeva că budiștii cred că avem un număr finit de respirații. Poate că avem și un număr finit de gusturi care ne plac. Și dacă economisim din gusturile de la mâncare și mâncăm cât mai puține lucruri, cum ar fi doar... Pâine proaspătă, e hrănitoare și se poate muia în lapte, ceai sau apă. Atunci poate ne rămân mai multe gusturi disponibile pentru celelalte simțuri. Idee pentru mai târziu. Poate că eu mă hrănesc prin urechi. Azi dimineață am înregistrat ceva super tare, care mă face să mă simt foarte nostalgic, chiar dacă am doar 12 ani. Idee pentru mai târziu. Oare cu cât ai mai puțin discernământ, cu atât ești capabil de mai multă nostalgie? E hâritul străbunicii! Poate are ceva la plămâni. Nu crezi că ar trebui să o ducem la doctor? Am dus-o la spital luna trecută, am internat-o, i-au făcut toate analizele. Au plimbat-o asistentele alea prin spital în scaunul cu rotile ca pe o regină. N-avea nimic, mama e perfect sănătoasă. Și e de la praf, de la mizerie și de la bucecai. Și de la rahatul ăla de porumbei. Ar trebui să se mute din gruba asta de casă. Am 5 camere goale, i-am zis să se mute cu mine, dar nu vrea. Dar ce să mă pui pe mine să-ți fac curat în casă? Unii, dar nu zicea nimeni că ai teama tale să faci curat. Ziceam doar că poate te simți mai bine dacă nu fii cucrimită. Păi și unde o să mai vină porumbelul drăgălașul să se joace cu radioul lui preferat? Că doar nu-i rămâne casa asta construită de tătuca cu mâinile lui. Putem să luăm radioul cu noi, să se joace cu el tot timpul. Să-l curățăm! Să-l recondiționăm! Să-l reparăm! Nu! Adică niciodată. Când tata a încercat să repare radioul și l-a stricat, eu cred că hâritul lui s-a mutat în pieptul străbunicii. Aici toate sunt legate. Casa, radioul și străbunica. Am uitat ce era mai important. Și România. Străbunica s-a născut în 1918, odată cu România Mare. Adică exact în anul în care provinciile istorice s-au unit în cugeți și în simțiri, devenind o singură țară dodoloață. Așa cum știe toată lumea care a fost la școală. Sau cine n-a fost la școală, știe de la televizor, de pe autobuze, din interviuri, din discursuri, din concerte, supermarketuri, hipermarketuri și de la toate festivalurile și sărbătorile publice dedicate centenarului Marii Uniri în acest an aniversar. Deci, mâine e ziua străbunicii, așa că trebuie să o vizităm. Pentru ultima dată, jur! Ca să celebrăm împreună și cu unchiul Victor centenarul străbunicii. Asta dacă nu cumva moare în somn fix înainte să facă 100. Cum am auzit-o pe mama că i-a zis lui tata pe mașină când mă prefăceam că dorm, ca să nu-mi spune tot timpul că trebuie să dorm. Sper să nu moară la noapte fix înainte să facă 100. Ai dreptul. Recunoaște că îți e frică că nu ai luat cadou. Nu-i plac cadourile. Poate nu-i plac doar cadourile de la tine. Ha! Păi și când am dus-o la Veneția la mama, nici măcar nu ne-a mulțumit? Pentru că maică-ta a trebuit să meargă la înmormântarea aia cu bătrânelul ei și n-a apucat să se vadă. Dar puteam să mergem și noi, doar e superbă insula aia cu cimitirul. I-am propus să mergem. Păi faci cadou un memento mori, nu? Ha! Păi și restul excursiei? Înghețata, piața San Marco? Mi-a zis mie după că porumbei de la noi sunt mai civilizați, că nu-și împing așa ghearele în mâna care îi hrănește și păstrează o distanță politicoasă față de binefăcătorii lor. Străbunica este foarte miloasă și iubește mult porumbei. De-aia și îmi zice, porumbei, pentru că mă iubește aproape la fel de mult ca și pe ei.
taie zilnic câte o bucată din franjele proaspătă, o părimițează în bucățele cât mai egale și le pune pe pervață. Ai dreptate. Dacă nu i-au plăcut nici porumbei, poate pur și simplu nu știe să primească. Ha, nu știu ce să zic. Unchiul Victor i-a dat anul trecut un spray Rexona și mi-a povestit de 10 ori ce cadou minunat a primit de la el. Opresc să luăm un Rexona? Nu, nu, mai are de anul trecut că nu-l folosește, să facă economie. Mama citește o grămadă de cărți de psihologie și nu numai. Face și terapie și știe foarte bine ce se întâmplă înăuntru ei. Ea crede că de asta am și eu o inteligență emoțională atât de bună. Pentru că semăn cu ea. Mama spune tot timpul că simt și gândesc ca un om mare. Mai lipsește doar discernământul. Dar mama l-are. Și dacă spune că ceva nu seacă, atunci nu seacă. Bine, mă seacă! Mă seacă că n-am fost niciodată suficient de bună pentru ea. Că nu știe și nici nu o interesează cu ce mă ocup și ce gândesc și de fiecare dată când spun ceva inteligent, singura întrebare pe care o are este... Ai mâncat ceva? Ce să vă fac de mâncare? Și mă seacă că întreabă asta pentru că ea, de fapt, nu prea mai face de mâncare. Și dacă îi spun asta, atunci mă întreabă... Da? Toată treaba asta o să urmoare. O să o facă să se gândească la strâne potul ei. O să ating o coardă organică, sensibilă în ea. Da, ea trece mai departe ca și cum n-aș fi zis nimic. Ca și cum aș fi vorbit o limbă străină. Și tu, Dorel, al tău, a mâncat? Ce-a mâncat? A trebuit să mănânce mai mult, că e prea slab. Chiar a zis asta? Și mă seacă că în ochii ei n-am fost niciodată suficient de bună. N-am fost în stare să-mi hrănesc familia, nici măcar pe mine, și am fost mereu oale, n-am avut niciodată... Coaie! Nu, coaiele nu-i plac. N-ai văzut ce-a făcut coaie lui Victor? Nu, că n-am avut niciodată... Capacitatea intelectuală să faci medic ca să o îngrijești la nesfârșit. Nu, că n-am avut niciodată, n-am avut niciodată... Chiar înainte de coaie! Că n-am avut niciodată diplomația să o mint. Că dacă aș minți eu și-ar vedea cu mint, ar fi și o femeie puternică și deșteaptă, mă seacă că gândește toate lucrurile astea și cel mai tare mă seacă că mă seacă! Și vrei? Ce? Să o minți. Păi și ce minciună să zic? Că n-ați mâncat nimic? Ar fi un început bun. S-ar simți utilă. Deci vrea să se simtă utilă. Da, poate. Minte-o că e utilă. Deci ăsta să fie cadoul ei de 100? Ai dreptate. Și un Rexona. Da. Minciuna că e utilă și un Rexona. Dar e sigură că vrea să audă că e utilă? Poate vrea să audă că e frumoasă. Aș putea încerca să-i zic ceva de genul ăsta, cumva, dacă m-aș focusa pe un detaliu. Ea e elegantă, da, asta dacă te iei după moda de acum 40 de ani, dar da, arată bine, e... puternică, harnică, fertilă. Să-i le zic pe toate astea? Nu crezi că e prea mult? Nu, cred chiar că mai încap câteva lucruri. Care discernământ? Că e unică, bună și generoasă. Ha! Ce chiar e, cu porumbei. Cea mai bună mamă. Cea mai bună bunii, cea mai bună străbunică, că e fermecătoare, că e primitoare, că e plină de candoare și culoare, că e înțeleaptă ca o bună, vrăjitoare, că e binefăcătoare, că e fermecătoare, că e nemuritoare. Sună bine, ca o odă. Oda, deși există și neregulate, este totuși destul de complicate, deoarece este special genul de care... Ai putea să-i recizi
străbunicii de ziua ei o odă. Știi pe odă? Da, odă metru antic de Mihai Eminescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Asta va ști ceva mai veste. Ceva care să vorbească despre nemurire. Și despre toate calitățile străbunicii pe care vrem să o mințim că le are. Pentru că mama să nu simtă că mergem la centenar fără un cadou pe măsură. Pentru că și mama, la fel ca și străbunica, vrea să mintă. Nu să mintă, să se mintă că a făcut toate eforturile în caz că moare. De fapt, nu în caz că, ci pentru când moare. Deci nu știi altă odă? Nu, v-am zis, e destul de complicat. În literatura noastră, oda este complexă, are mai multe ori. Atunci o poezie, o poezie obișnuită, frumoasă, despre calitățile străbunite. Ca o odă? Da, poezie obișnuită. Știu! Omagiu! Ca un omagiu! Ai vreo idee? Da! Să oprim la benzinărie și te luăm un Rexona. E foarte spiritual. Și foarte inteligent, aș spune. Da, și talentat, dar știi că vrea să-și facă podcast, nu? Nu mă surprinde. Are auzul extrem de bine dezvoltat. Și simți literar, cred că ar putea face un podcast foarte bun. A, crezi? Ar putea încerca să exerseze puțin. Pentru podcast. Dar exersezi, înregistrezi lucruri și idei. Ar putea încerca să exerseze mai mult, inclusiv pe partea de stil, cum să compună tot felul de lucruri. Da, cum ar fi ode. Sau magie. Nu, no, cred că e stare. Doar profesioniștii pot scrie la comandă. Dar n-ar fi mai bine să-mi aleg eu subiectele? Dacă scriu ceva la comandă, mințind, atunci minciuna n-o să-mi roadă sufletul și talentul? Cum mi-ați povestit voi că se întâmpla pe vremea comuniștilor sub dictatură? Nu știu, gândește-te singur, doar ai discernământ. Și până la urmă nu trebuie să minți. Trebuie doar să spui adevărul despre străbunica. Despre cât de minunată e străbunica. Ar fi ceva să avem ceva până mâine dimineață. Ah. Să o trezim în loc de la mulți ani cu oda. Omagiu. Cum spui tu? Dar trebuie neapărat să mergem. Dacă nici voi nu vreți să mergem și nici măcar n-avem cadou, de ce trebuie să mergem? Păi, dar e străbunica și 100 e un număr, nu, nu se poate să nu mergem. Și m-ai bătut atâta la cap cu radioul ăla, încât și pentru tine mergem. De fapt, mai mult pentru tine mergem. Păi, Toma, te-ai bucurat, n-ai zis tu că... Deci, Toma, dacă ai discernământ, ai omagiu și dacă ai omagiu, ai podcast. Așa că am început să compun omagiu. M-am gândit să pun pe hârtie toate calitățile străbunicii. Numai că nu mă puteam concentra foarte bine, de la zgomote. Când am ajuns aici, în casa străbunicii, totul buzia. Și, nu știu, mă simteam ca într-un man de radio. Și încercam, de exemplu, să caut o rimă pentru... iubitoare. Iubitoare... Fantastic! Iar o treabă de mâncare! Nu, avortul chiar nu doare. I-am zis, chiar vreți să vorbim despre votare? Ce? Așa zicea, votare! Și o țineau tot așa. Sau, spre exemplu, să spunem că încercam să caut o rimă pentru iubită, mamă și soție. Ok, suntem aici din marea mea vinovăție. Nu, nu o să vă cer o avuție. Dar nu vedeți că ați votat pentru hoție? Și nici măcar nu erau niște rime foarte bune. Că aveau de cele mai multe ori aceeași parte de vorbire, ori asta e de evitat. După cum am învățat chiar străbunica, care a fost profă de muzică și la care nu poți veni cu chestii scrise de mântuială, că te... Te sancționez de nu te vezi! Din cauza sunetelor ăstora pe care îi tot auzeam și de vreme ce nu-mi prea venea în cap decât clișee precum harnică și primitoare iubită mamă castratoare
Atunci m-am hotărât să fac puțină documentare înainte să scriu. Să las canalele să meargă. Să fac ce știu mai bine. Să ascult. Să ascult vocea mamei mele și vocea tatălui meu, vocea unchiului Victor și vocea străbunicii. Să le ascult bine de tot. Mai bine decât s-au ascultat de ei vreodată. Să le ascult și gândurile, și dorințele, și tot ce ascund ei de obicei. Să le ascult când se despart și să le ascult când... BANG! Se întâlnesc din întâmplare și pentru foarte puțin. Pentru că eu am auzul extraordinar de fin. Pentru că mănânc puține și puțin. Iar în ziua aceea îl aveam mai fin ca niciodată. Pentru că nu mâncase nimic, ca să nu vomit pe drum. Liniște! Se registrează. Și n-am mâncat nimic tot drumul ca să nu vomite. Exact ca ea! Întâi a fost muzica, auzul, fiind talentul ăsta la auzit și apoi treaba asta cu mâncatul, cu nemâncatul. Toma s-a mănădit ce mai mult cu bunica mea și asta mă seacă și ce mai tare, mă seacă, că mă seacă, mă roade! Mă roade foamea, dar nu pot mânca. Ultima oară am mâncat luna trecută la spital. Bine, nu chiar la spital, ci în visul pe care l-am visat la spital. La cel mai bun spital din orașul nostru, după cum bine știți. Un spital în care lucrez cu mândrie de peste 30 de ani. Bine, mi s-au oferit posturi mult mai bune, în spitale mult mai mari, în orașe mult mai mari. Dar eu nu am vrut să-mi părăsesc... Mama, așa îmi spuneau femeile alea, infirmierele, mai ales una din ele, de acolo, de la spital. Toate mama lor m-au îngrijit. Foarte cochet spitalul. Renovat de curând, după cum bine știți, pe fonduri europene. Iar pentru echipamentele din Germania am pus chiar eu o vorbă bună acolo unde trebuia. Te gândești că pentru cineva care are relații atât de strânse cu Germania, studii superioare și un trecut atât de frutut de comuniști, ar trebui să aibă puțin alte opțiuni politice. Da, dar sunt lucruri pe care le poți alege și lucruri pe care nu le poți alege. Cum ar fi cu care din bunicii tăi seme? Pentru că unul din ei sigur seme. Așa că dau chinezii în antichitate, că noi semănăm cu unul dintre bunicii noștri și că îi continuăm cumva existența. Dar Toma semănă cu bunica mea. Deci, de fapt, cu străbunica lui. Poate chinezii au avut și unică marjă de eroare așa de generație. Semănă mai ales la mâncare și la auz. Eu chiar nu știu cu cine semănă. Nu i-am cunoscut bine pe toți. Nu mâncasem. Cu două zile înainte de spital n-am mâncat nimic. Dar nu mi-a fost greu. După 50 de ani de mâncat prost, n-are cum să-ți fie greu să-ți dai seama că comuniștii sunt... Alo? Nici nu știam cum să mai explic ceva atât de evident. Așa că... I-am zis direct. Mămico, mănâncă! Mămico, deschide curița, știi că e important să mănânci! Mi-am propus să țin gura închisă. Toată ziua, în preziua centenarului, mi-am propus să țin gura închisă o zi întreagă. Eu pot să mă țin și mai mult! Am o mare putere și toată e... 50 de ani! Atât s-au ținut! Poate că acum vor să-și dopoare recordul prin votul! Prin tine însă prin nepotul ei care continuă în fază! Mănâncă tu, mi-a zis! Eu fac tot ce trebuie ca să iasă bine. Rezultatele alegerilor n-au cum să iasă bine. Să iasă bine! Doru unui copil nu poate să iasă bine când cerele lui sunt de fapt. Să iasă bine analizele. De-aia nu mâncasem nimic. Și au ieșit foarte bine analizele, după cum bine știți. Mama este foarte bine, e foarte sănătoasă și... Flămândă! Era foarte flămândă! Și nu aveam decât... Două alegeri posibile. Naștere și avort, doar cu astea mă ocupă. Alte lucruri care țin de polip, fibroame, de mame... Nu, eu de mame nu mă ating, deci doar două posibilități. Bunică comunistă sau bunică regională? Pentru că poate alții au avut noroc de bunici mai puțin categorici. Dar eu nu! N-am avut de ales, n-am primit decât... Fără soare! Am și strigat
tumoare, tumoare și dacă străbunica moare. Serie,
multă sărăcie, munți de gunoaie, miriși care miros a violență și abuz, moarte, măgari și mânși bătuți, munți mari de frișați, mărăcini. Și de fapt, nu numai cu mă. Mie-mi plac toate literele. Erau și trandafiri parfumați, din aia bun de dulceață. Erau și gerbere și hortensii, câmpul era plin de... Pungi! Pungi și peturi peste tot pe drum. Și haine rupte și hârtie igienică. Și eu alunecam din ce în ce mai tare pe drumul ăsta care mă ducea la bunica. Îmi place să conduc. Era atât de oribil încât nu mai conta deloc scopul acestei călătorii. Fie că e naștere, fie că e avort. Și mai erau acolo pe drumul ăsta fețe. Fețe dure de oameni care n-au apucat să evolueze, să crească mari. Oameni încremeniți în timp, înaintașii. M-au prins de mâini și m-au tras la o masă. De operație, dacă le-ați pregătit dumneavoastră, sunt foarte liniștite. Și aveți un nume, blândețe, un nume de aniștii femeile. Înaintașii zâmbeau și s-au așezat la o masă lungă în capul căreia stătea tătuca, care mi-a făcut semn să stau în capul celălalt. Alo? M-am gândit că încă tot m-ai supărat pe mine pentru atunci, dacă mă trimite așa departe. Și eu alunecam din ce în ce mai tare în capătul celălalt, la capătul căruia am așteptat bunica. Îmi place să conduc. Alunecam și nu aveam de ce să mă țin. Copacii erau tăiați și înaintașii mi-au pus în strachină de toate. Sărmăruțe în foi de varză și sărmăruțe în foi de viță, mămăliguță cu lapte, caș proaspăt, măsline grase și cozonac și vin roșu din ăla bun. Și le-am zis, fără pâine! De data asta, fără pâine, o să mănânc cu cozonac, cum a zis Maria Antoaneta chiar înainte să... Să ajung la ea, mi-am dat seama că nu am cadou. Nu se poate tocmai la 100, la un eveniment atât de important. Praznic e cuvântul. De fapt nu praznic, că ăsta se mai zice și pe la ocazii foarte. În orice caz, un mare ospăț. M-am ospătat cu de toate. Tradiția, trecutul și moștenirea de la înaintași sunt un dar cu adevărat special. Cel mai mare dar. Un dar de 100. Și atunci mi-a venit ideea asta cu Toma. El e talentat, e curat la suflet. Am făcut multe sacrificii pentru el. Lucruri pe care nu le-aș fi făcut niciodată altfel. Cum ar fi... Am curat. Am băgat niște mâncare în sân pe furiș. Știam că nu e lucru bun ce fac, dar... Atâta lucru poate să facă și el. La urma urmei lui îi rămâne grupa asta de la... Tătuca s-a uitat încruntat la mine și mi-a zis, de ce dosești mâncare? Avem suficientă pentru multă vreme. Ce nevoie e să... Să scrie el o odă. A fost ideea mea, dar soțul meu a susținut în ideea mea cu toată... Seninătatea, i-am spus că trebuie să-i duc de mâncare porumbelul lui drăgălaș. Maică-sa nu prea se grijește bine de ce mănâncă și trebuie să prindă putere. Tăcerea despre hârâitul ei, despre cauza hârâitului ei. Și de-aia mă gândeam că poate nu peste, cum să vă zic, nu știu dacă mama ar fi de acord ca eu, adică n-are nicio legătură că dumneavoastră sunteți o simplă infirmieră, iar eu, Dita, mai doctorul, cât că mai are nevoie de mine.
și poate și de dumneavoastră. Așa că mă gândeam că am putea... Adică n-aș vrea să amestec profesiunea cu aspectele personale, cât că am putea să stăm așa de vorbă, pe îndelete. Și între timp să mai și lucrăm. Naștere sau avort? Nu contează. Sper că porumbelul va mânca toate bunătățile astea. Pentru el am făcut drumul ăsta greu, la capătul căruia vedeam deja ușa bunicii. Eram obosită după căderea prin toată gaura asta de iepure numită drumurile țării noastre. Era capătul și nu voiam decât să stau cu porumbelul, să stau cu el. Fusese un drum greu, nu știam nici eu sigur ce mi se întâmplase. Și să mâncăm toate bunătățile. Dar eram cumva bucuroasă că suntem din nou împreună. Deși eu mă gândeam
mai degrabă la... Un post de radio! O maternitate! Să umplem casa asta cu copilași drăgălași! Avem deja specialistul? În cezariere și avorturi, nu? Ăsta merge la plimbare! Ăsta face răvășoare! Nu, eu nu sunt de acord! În ziua de azi sunt din ce în ce mai multe mame care preferă să nască natural, în confort, în iubire, nu în stresul unor proceduri medicale lipsite de empatie, al medicamentației inutile și al șpăcilor. Auzi? Da, să ne zică unchiul Victor câte cezariene a făcut de care nu era nevoie, nu? Câte femei care puteau să nască bine, mersi, acasă, au intrat fără voie în depresie postpartum din cauza unui proces? Hey, hey, ginecologii salvează vieți, da? E vorba de fibroame, de poli, de operații serioase? Dar tu faci orice zanere și aborturi, nu? De unde știi? Am dovada, e totul înregistrat de Toma! Măi! Mă documentez, ca să scriu străbunicii un omagiu cu ocazia centenarului. Era surpriză! Și înregistrările mele erau confidențiale, mamă! Un omagiu? Cu ce n-a zis nimic? Eu nu am mai decât un șprâne în zona! Hai, Victorașul, mami, dar e preferatul meu. Mulțumesc, dar trebuia să dai bănuții. Deci gata, ai scăpat de omagiu. Ba nu? Aș vrea să-l aud. Mai ales dacă l-a compus porumbelul. Da, chiar a scris foarte puțin, a scris numai începutul. Să auzim începutul. Dar e pentru mâine! Surpriză pentru mâine! La centenar! Dar și dacă mor până mâine! Că s-ar putea întâmpla și asta la o adică! Adică niciodată! Să auzim! Dar chiar a scris foarte puțin, nu... Și nici măcar nu sunt convins că... De fapt, eu nici n-am vrut, pentru că mama... Da, e pentru mâine, da. La centenar! Și de Crăciun, noi acasă, când Toma voia cadourile mai repede, spuneam că nu se poate cu mâine! Nu, 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 e în fiecare an și poate să aibă puțină răbdare, pentru că dacă străbunica vrea, și dacă Toma vrea, Toma vrea! Ce doar atunci! Aud! Iubită mamă, bunică, străbunică, să știi că mie de tine nu mi-e frică. Da, da, o bibliotecă! Sau o școală de muzică, că doar puneam o profesoare de muzică. N-am auzit prea bine versul al doilea. Nu stai prea bine cu dicția, tinere. Să știi că mie de tine nu mi-e frică. Frică! 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 Armonie. Do. Adică direct acasă. Ce ți-a dat unchiul Victor? O să mai vorbim noi despre ce o să faceți cu casa de la tătucat. O să ne mai întâlnim noi până o să-mi vedeți cadavrul. Adică niciodată. Adică da, o să ne mai întâlnim. Acum mergeți să cumpărați niște adneuri pentru mâine. Eu n-am putere să gătesc, iar băieții ăștia săraci trebuie să mănânce și ei ceva. Muri, dar ești sigură că nu vrei să încerc să gătesc eu ceva? Poate ți-ar plăcea să guști. Ha? Mergeți împreună. Asta e cel mai important, să fiți împreună. Ha? Luați niște mezeluri și ce vă mai place vouă? Măsline. Un vin bun. Spredexon. Și pâine! Și atunci mi-am dat seama că eu ascultasem doar lucrurile pe care ei nu voiau să le spun. Lucrurile din capul lor pe care aveam... Inteligența emoțională. Capacitatea.
talentul. Harul moștenit. Răbdarea flămândă să le aud. Ci că o documentare onestă, relevantă, corectă, trebuia să cuprindă și lucrurile pe care ei voiau să le spună. Mai ales ea, străbunica. Așa că mi-am luat inima în dinți și m-am dus la ea. Ea mai înregistrat puțin hârâi, să fie. Și apoi... Străbunico, spune-mi o poveste. Păi ce mai ești tu de povești? Ești băia mare de acum. Dar nu mi-ai zis niciodată o poveste. Dar ce poveste îți plac ție ea? Nu știu, mama nu prea îmi spune povești mai mult. Fabule și chestii educative. Păi normal. Nu știi să gătești, nu știi nici să zici povești. Ia zi, cumpliți, îți place? Merge. Dar să nu fie o poveste de copii mici, da? Nu. O să fie o poveste pentru fete mari. A fost odată ca niciodată un prinț frumos și mândru care avea sângele verde. Albastru. Verde. Avea sângele verde. Dar ce era bolnav? Cu Doamne, ia de ce spui că era bolnav? Păi dacă avea sângele verde. Nu, era sănătos. Era singurul sănătos. Și prințul ăsta avea un cal al ceva de vis. Și prințul ăsta era atât de frumos, încât atunci când îl vedeau din glas, urile tinerelor fete ieșeau cele mai frumoase cântece. Și cel mai frumos glas era... Al tău? Păi da, și bineînțeles. Și eu l-am văzut-o, dar la elea pe prințul ăsta cobora dealul și strălucea mai tare ca soarele sfânt. Și atunci glasul mi s-a deschis și am început să cânt. Sfântă tinerețe legionară, curiat căline fier și sufletul de plin. Dar lasă-l să audă!
atunci nici n-au văzut și nici n-au auzit când s-au întâmplat astea în 41. Nu eram copil. Aveam 23 de ani. Știu cum a fost. Știu că tătuca n-a fost la București. Tătuca doar a cântat cântece frumoase cu conținut educativ scrise de Radu Gir. Sfântă tinerețe în jurul, cu drept cărei de gen și sunt... Au scris pe ei cușe! Aș vrea să întreb dacă... Lasă-mi să termine întrebarea! Întreabă, Toma! Toma, treabă! Aș vrea să... Acum nu mai sunt așa de mulți și ani. Strămânica! Și budiștii spun că ignoranța este un păcat. Ia mai lasă-mă, dragă, cu fătălăi ăștia de budiști grași și cu ochii strâmbi. Toma, pușer înseamnă... Știu ce înseamnă pușer. Păi? Aș vrea să întreb altceva. Ce? De ce au făcut toate astea, legionarii? Din ură, Toma, din ură, pentru că erau fasciști. Erau oameni cruzi și lași care îi urau pe cei care nu erau ca ei. De ce? Pur și simplu pentru că nu gândeau, nu simțeau, nu acționau la fel. Tom. Pur și simplu. Ar fi ca și cu noi. Am urât. N-am vrea să cunoaștem, să ascultăm, să înțelegem. N-am vrea deloc să fim în aceeași situație și nici măcar în aceeași țară. Cu cineva care face și gândește cu totul altfel decât noi. Cum ar fi străbunica? Să știi că semeni mult cu el. Cu cine? Cu tătuca. Super! Ai aflat în sfârșit cine era bunicul cu care se... Păi dacă se zicea chinezeu. Era la fel de aprig și de înverșunat ca tine. A fost un legionar. A fost un om ignorant, poate. A fost un criminal. Era la fel de aprig și de convins de dreptatea lui ca tine. A fost un criminal. A urât masonii pentru că erau masoni. A urât evreii pentru că erau evrei. Tu urăși bătrânii doar pentru că sunt bătrâni. Nu! Doar pentru că sunt ignoranți. Și doar pe cei care sunt. Și nu-i urăsc, doar că simt această enormă dezamăgire și frustrare pe care fantazez uneori că le urlu în ureche. Cât de mult și de tare e nevoie ca să priceapă că le urlu în ureche... Cu mult zel. Ok, ok, să zicem că sunt fascistă, legionară, de dreapta, crudă, lipsită de toleranță, cum a fost și el, da? Și cum ești și tu. Pentru că tu ești cea care are nostalgia, care spune poveștile cu soarele sfânt, care cântă. Haideți, uite, în loc de la mulți ani, putem să cântăm. Moartea, numai moartea, legionarul, nu este cea mai scumpă luptă dintre luți. Pentru Sfânta Cruce, pentru țară, înfrânge codre și... N-am avut încotro. Pâinea era pe cartelă, aveam copii și viața nu era... Nu atunci, acum. Acum de ce ai votat cu comuniștii? Care au confiscat casa legionarului și diavolului de taică-tu. Înțeleg atunci. Dar acum? Hm? Sau nu știai că cei pentru care ai votat, cărora le-ai dat toată puterea, sunt tot ei? Știai sau nu știai? Pentru pensie. Pentru că mi-au promis bani în plus la pensie. Nu oricum a fost o minciună, ca și salariile din sănătate. Dar așa că ați aduce aminte, mamă, dar ai cunoscut la spitalul infirmieră o femeie... Dar ce mi-e nevoie bunicul de banii ăia, hm? Ai 100 de ani, dacă aveai nevoie de bani, de ce nu-i cerut? Ce vreau eu să fac cu banii, pe voi nu vă privești! Ha, mă rest că la fel ca atunci, pâine! Dar ce vrei bunii, să hrănești porumbei din tot orașul, din toată țara? Vreau să repar casa! Puțin câte puțin. E un proiect de viitor. Pentru porumbelul. Să veniți să locuiți aici și să fiți uniți în casa lui Tătuca. Voi sunteți
sunteți bărbați, voi iubiți femeile mai mult decât ne iubim noi între noi. Voi înțelegeți? Chiar nu are nimeni nicio întrebare? Am eu. Aș vrea să întreb, adică mă tot gândeam dacă erau goi. Dacă evreii de la Batu erau goi, cum au scris pe epușe? Adevărul e că după ce am auzit ce s-a întâmplat, eu n-am mai vorbit cu tătuca după ce a ieșit din pușcărie pentru relele pe care le-au făcut legionarii. Pentru că, da, într-adevăr, au făcut grozăvii teribile. Și de asta și eu te înțeleg. Că și eu am fost tânără, și eu am fost înverșunată pe tătuca. I-am spus chiar, de față cu mai multă lume, i-am spus. Nu pot să cred că ai făcut parte din așa ceva. Nu cred că o să mai pot discuta vreodată cu tine. Și n-am mai vorbit. Dar nu mi-a fost ușor, că tare urât s-a uitat la mine. L-am și visat așa. Dar, în fine, haide să lăsăm trecutul. Suntem aici cu toți împreună. Atunci, de ce povestești lui Toma povești despre zele apodreală? De ce cânti cântece legionare? Că lasă-o, te rog frumos, e bolnav, a fost... Ai zis că e perfect sănătoasă. Da, e sau nu e? Zi, de ce cânti? Sunt baci, e bătrână, cântă din nostalgie. Nostalgie. Toma, ia-ți-le câteva lime pentru nostalgie. Trebuie să muncești, să exersezi continuu, altfel nu o să-ți iasă nimic bun. Nostalgie. Felie, prăvălie, furie, mie, ție. Nebunie. Beție. Fă-i. Vie. Fă-i-no. Vinărie. Vinovăție. Treaba e că străbunicul a făcut pușcărie pentru că era chiar bun, nu pentru că era legionar. A făcut pușcărie în 52 pentru pogromul. Și dacă tot întrebai, Toma, direct pe piele le-au scris cuvântul pușer. Erau morți oricum, dezbrăcați, atârnați ca fintele de cârligele amatorului, cu mațele înfășurate în jurul gâtului. Pogromul 41, pogromul în 41, pușcăria în 52. O să-i lua ceva timp să descoperi de tătuca. A trecut mult, nu mai știu cum a fost. Haide să lăsăm asta, tulburăm și copilul ăsta, ia, mâine avem. Nu mai știu. Atunci încerc eu să te ajut să-ți amintești. Dar sunt bani, bătrâne. A fost internată, e... Ziua ei mâine. Vreau doar să-i aduc aminte. Hai, gata, acum astea-s doar niște cuvinte. Mama nu tace și nu minte. Vrea cineva niște plăcinte? Treaba e că tu n-ai mai vorbit cu tătuca ale cărui cântecele cânti acum cu evlavie și cu nostalgie, nu pentru că ai aflat după 10 ani de crime și de orori, ci pentru că ți-ai dat seama de mica lui aventură verde. Hai, gata! Nu-ți mai lăsa pe ea amarul. Știe cineva unde e grătarul? Am văzut și voi țânțarul? Dar terminați odată cu numele astea de căcat! N-am mai vorbit cu taicul pentru că trecutul lui verde ți-a stricat dosarul. Vezi, primă, dosarul, țânțarul, grătarul. Haideți să găsim o rimă cu la mulți ani. Și toată nostalgia ta nu o să șteargă faptul că l-ai trădat pe taicătul nu pentru că nu credeai în ce credea el, ci pentru că ce credea el amenința ce-ți doreai tu. Și tu nu-ți doreai tinerețe sfântă, ci una liniștită. Un dosar bun, o situație bună și nepătată în Republica Socialistă România. Tu visai să cânti tare cântecele regimului și, în schimb, ei te-au trimis să predai muzică cât mai departe și cât mai în șoaptă, din cauza fetei verzi de la dosar. Acum mă duc să dor. Că mine-i centenar. Haide, vino, Toma, că ne strică moralul.
Așa că toată lumea s-a dus la mâncare. Dar nu puteam să dorm. De furie. De frustrare. Te dor pentru femeia aceea infirmieră. Pentru că trebuia să scriu omagiu și... auzeam toate zgomotele astea, așa că... am așteptat până când au adormit cu toții și am început să mă gândesc. În liniște. Și abia atunci am prins postul străbunicii. Tot ce a spus, n-a spus cu voce tare. A spus în cap. Sau poate a fost în vis. Sau poate că a fost altceva decât un vis, dar... eu am înregistrat totul. Pentru că în ziua aceea, aveam auzul mai fin ca niciodată. Pentru că mai trecuse încă o zi în care nu mâncasem nimic. Asta e ceea ce n-a spus, n-a gândit, n-a cântat, n-a visat străbunica. Dar cumva făcând ceva, altceva decât să cânte, să gândească, să viseze, m-a lăsat să înregistrez străbunica.
trebuie mie acum. Mai bine lasă, stau acasă. Am ce să fac. Am de cine să am grijă. De porumbei mei. Parcă odată am mai fost, dar foarte puțin. La Veneția. Dar numai provizoriu. Am mâncat bine acolo. Chiar foarte bine. Nici nu mă așteptam eu ca broscarii ăia să aibă așa sarmale bune și sărmănuțe foi de viță. Dar aveau și am mâncat. Eram cu Dătuca. Și cu nu mai știu cu cine. Chiar la Veneția. Dar am stat provizoriu și apoi m-am întors. Nu-mi place hâritul avionului. Mie nu-mi plac țările străine. Mie-mi place aici, în țara mea, între granițele mele. Unii zic că afară e mai bine, că sunt alte valori, alte nu știu ce. Dar mie nu-mi trebuie statuie, să fie clar. Cum am citit eu peste ceva timp că în Franța o fată, exact ca mine, le-a dat de mâncare jidanilor. Evreilor, cum le zice astăzi. Evreilor din autobuze. Exact cum făcusem eu. Și ce crezi? Nemții au împușcat-o. Și după aia, după ce s-au terminat toate, franțuzii au făcut statuie. Aici! La noi, unde sângele e verde ca iarba și ca părul zânelor, țara noastră mare și frumoasă face 100 de ani, ca mine. Iar eu nu vreau să ies din ea. Am venit aici, am văzut granița, am auzit hâritul avionului, am înțeles despre ce vorba. Mersi. Acum aș vrea să mă lăsați să rămân în țara mea. Mă așteaptă tătuca să mai stăm de vorbă. Mi-am amintit că nu i-am cerut iertare pentru o treabă pe care... Mă rog. O treabă care ne privește. O chestiune confidențială. Ce ziceți? Tătuca a plecat în străinătate? Redege? Sau? La America? Păi dacă nu lăsa merge tot acolo? Atunci poate ce să las? Înapoi în avion cu ce? Dar eu sunt un om bun, Iona! Sigur, înțeleg, pot să las! Las tot ce trebuie! Dar că aveam ceva la mine! Nu mai lăsați-mă să trec, mă rog! Trebuie să-i zic ceva important! Că la noi
verdele e cel mai verde și florile miros cel mai bine. Și oamenii sunt mai harnici, mai cum se cade. Și bărbații sunt mai bărbați decât pe la alții. Dar acum, acum că văd granița cu ochii mei, parcă mă gândesc că o fi bine și dincolo. Că ar fi și acolo lucruri frumoase de văzut. Și cântece. Acum chiar că m-a luat așa o curiozitate despre ce fel de cântece or fi pe acolo, pe dincolo. Mamă, bunică, străbunică, să știi că mie de tine nu mi-e frică. Iar adevărul mă face să mă simt mai viu. Așa că adevărul am îndrăznit să-l scriu. Eu nu credeam să îndrăznesc, să spun ceva ce tu nu spui, dar te iubesc. Dar te iubesc. Cu toate că botez greșit și n-ai răbdare să înțelegi. Cu toate că ești castratoare, cu toate că în dorința ta cea mare de unire, mai mult ai scos pe toți ai tăi din fire, căci unire cu forța nu se poate. Căci unire cu forța nu se poate, deși poate că ai pe undeva dreptate și unirea ține este bună, dar doar atâta timp cât nu-i minciună. Și apropo de adevăr, vreau să ți-l spun acum, când te pornești pe un nou drum. Și înainte să rătăcești confuză prea departe, am auzit de la un doctor că hâritul tău înseamnă moarte. Asta e super. Și apropo de adevăr... În sfârșit cineva cu coaie în familia noastră.
place de tine. Tu ești cel ce seamănă cu mine, iar eu o să trăiesc prin tine. Bumni, mine și cu tine sunt aceeași parte de vorbire. Ai făcut o rimă de tot căcatul. 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 Un centenar. Să-mi pun o dorință? La înmormântarea străbunicii am simțit dintr-o dată ceva la care nici eu, nici mama, nici nimeni nu se aștepta. O foarte mare poftă de mâncare. Și-am mâncat ca spate. Sarmale în foi de vartă și în foi de viță, cozonac și murături, colibă și măsline. Pâine nu! Pâine am dat-o porumbelor pe toate. Am băut chiar și un pahar de vin pe care mi l-a dat un chiuzitor și care mi-a zis că din când în când e bine să încalci regulile și să ai curaj, curaj, ca să poți să te simți viu. Pentru că l-am inspirat și eu puțin coda. Am mâncat, am băut, împreună cu ai mei și cu unchiul Victor și cu o doamnă infirmieră de la spital, care a pusese grijă de străbunica când a fost internată și despre care unchiul Victor ne-a zis că străbunica a zis că neapărat să fie invitată la mormântare. Și apoi am mers acasă. Acasă la noi, nu la străbunica. Acasă la străbunica am fost doar eu, ca să iau radio. Așa mi-a zis unchiul Victor, să-l iau eu. Și apoi am mers acasă la noi în oraș. Și m-am culcat. Și era foarte liniște. Tata n-a reușit să repare radioul. A zis că mai încearcă. Și dintr-o dată mi-am dat seama că nu mai aud lucruri. Că nu mai prindeam canalele. Că nu-i mai auzeam pe ceilalți. Că nu mai auzeam vocea mamei mele și vocea tatălui meu. Cred că de la toată mâncarea aia, ceea ce înseamnă că am avut dreptate cu teoria mea. Și am încercat să mă țin de la mâncare 2-3 zile, dar auzul acela special nu mi-a mai revenit. În schimb, s-a întâmplat altceva. Pentru că nu-i mai auzeam mereu pe ceilalți, am început să mă aud pe mine. Am citit undeva că cercetătorii nu știu care au creat o cameră anecoidă. Da. Așa se cheamă. O cameră ai cărei pereți absorb 99,99% dintre sunete și pentru că nu auzi nimic din afară, atunci auzi totul din tine. Deci tot ce auzi ești tu. Ci că oamenii nu mai suportă chestia asta după doar 45 de minute. Că o iau razna și vor să iasă. Efectiv, o iau razna. La mine nu a fost chiar așa de radical. Știu. Radical n-are grad de comparație. De câte ori fac câte o greșeală din asta, mă gândesc la străbunica. Deși a fost profă de muzică, era foarte riguroasă și cu gramatica. Cu exprimarea în general, ținea mult la o exprimare corectă și frumoasă. Dar nu mă gândesc la ea pentru că a fost profă. Ci pentru că mi-e foarte dor de ea. În fine, deci nu sunt chiar anecoit. Dar totuși, mă aud foarte bine. Îmi aud bătăile inimii. Îmi aud zgomotul din burtă atunci când diger mâncarea. Îmi aud respirația, gâlgâitul sângelui prin vene, trosnitul oșcioarelor. Îmi aud urechile bolborosind de tot ce aud. Idee pentru mai târziu. Mă gândesc că dacă o să fiu atent la mine, dacă o să am grijă de tot ce se întâmplă între granițele corpului meu, cu mult exercițiu, cu multă muncă și cu discernământ, atunci o să reușesc cumva să fac ca toate sunetele astea,
toate canalele mele interioare, toate vocile din mine, părinții și bunicii, străbunicii și străstrăbunicii și toți ceilalți din mine, să se armonizeze. Și toate celelalte. Creierul cu mațele, inima cu mișcările brațelor. Că o să reușesc să le fac pe toate care sunt